Suntem la un, o discuție despre dependențe și am început prin a înțelege cum a ajuns dependența să fie, să se manifeste în realitatea mea, cum am, am introdus acel aspect în viața mea. Am uh, avut o discuție ca să clarificăm un pic când este momentul. În care începe vindecarea dependenței, și anume acela în care individul, eu care trăiește experiența, zice, aha, e o situație pe care vreau să o schimb, vreau să o rezolv. Și după aia vine întrebarea cum? Și acum am ajuns la o expunere despre aceste soluții. Și vreau să vă prezint. Ce am identificat, ce a venit în experiența mea, în realitatea mea, legat de acest subiect, în, într-un fel cât pot mai, mai clar, cât pot mai um, cristalizat, astfel încât fiecare dintre cei care ascultă să poată să-și găsească acel aspect din viața lui și acea soluție potrivită, să și cei care își doresc să susțină, care au în viața lor oameni care trec prin aceste situații, să aibă o altă energie, un alt fel de a susține. O primă abordare. Deci am ajuns la situația în care o persoană, eu, mă văd că consum în mod repetat, să zicem, luăm de exemplu alcool Iarăși, iarăși, iarăși. Văd că această experiență aduce în viața mea o suferință și mă gândesc: e momentul să schimb asta. Și. Prima abordare, prima variantă pe care aș vrea să o discutăm și să o expunem este felul în care vine um, un terapeut teta healing, vine o persoană care lucrează folosind teta healing și cum ar aborda această situație și cum sprijină pe euul acesta aflat în procesul de transformare o serie de pași și un soi de algoritm de lucru pe dependențe pe care l-am cristalizat într-un grup de lucru. Am fost o mulțime de terapeuți, de practicieni de tahiling, într-o adunare, într-un context inițiat de instructorul meu, de Andreea Filip. Și acolo, împreună, Andreea deja lucra la acest plan și deja avea cristalizat o parte din el. După care l-am împărtășit și am. Pus la oaltă, să zicem, energia, ideile fiecăruia. Și haideți să vedem cum arată acum această înțelegere asupra aspectului ăsta al de dependenței. Primul pas reprezintă înțelegerea situației. Deci, persoana care trăiește, eu care trăiesc această stare, voi înțelege de unde vine această dependență, de când a început, este din viața asta, este la nivel genetic, este la nivel istoric, este de unde este. Există anumite contracte, jurăminte, angajamente pe care eu mi le-am asumat în această poveste. Și <coughs> surprinzător, este posibil ca, la nivelul sufletului meu, această cale pe care am ales-o, de fapt, să fie calea către Dumnezeu, calea către reîntoarcerea în energia divină și în energia iubirii. Într-adevăr, într-un fel zbuciumat, într-adevăr, într-un fel plin de suferință, dar este cumva calea pe care sufletul meu a ales-o, zgâlțâindu-mă și apoi ducându-mă în starea asta minunată, beatifică, de a se are, a regăsi energia divină. Și dacă sunt acolo jurăminte de genul ăsta, e cazul să le curăți, pentru că toată povestea asta stă în picioare când privesc lucrurile din perspectiva asta. Există și altă soluție. Pe calea asta am mers și calea asta am văzut că poate să aibă și multe dezavantaje și un mare regres și atunci sunt dornic, este intenția mea să creez o altă cale, acum. Către acela scop. Scopul rămâne, intenția rămâne. După care, urmează o parte de lucru în care persoana care este afectată de dependență reflectează și are conștientizări legate de felul în care dependența îi afectează viața în prezent. Ce te costă prezența acestor obiceiuri? După care, trecem la partea de înțelegere a utilității dependenței în viața noastră. Care sunt beneficiile pe care le ai în momentul în care uh, ai aceste obiceiuri, faci aceste lucruri, se întâmplă aceste chestii în viața ta. Și este un mare pas, este un pas în care chiar e nevoie de la unii oameni de multă susținere ca să poată să vadă partea bună foarte mult sunt prinși în partea aia distructivă. Dar uite că m-am certat cu toată lumea, nu mai am bani, sunt supărat, sunt afectat, sunt... m-am îngrășat, uite cât am ajuns, nu mai pot să mai mă îmbrac, nu mai sunt prezentabil, mi-e rușine să ies pe stradă, că am mâncat atâta, că am ajuns, corpul meu a ajuns diform. Bun, astea sunt părțile rele, dar în toată povestea asta, haide să ne uităm la viață, la situație, la experiență și să vedem care sunt beneficiile. Ce ai câștigat din această situație? Și lecțiile sunt la nivel sufletesc. Cine sunt eu? Am câștigat? Sau beneficii la nivelul de a face și de a avea? Iar aceste beneficii, situația cu ele este că beneficiile sunt foarte multe. În pasul ăsta, omul ar fi cazul să găsească 10, 15, 20 de beneficii în a face, în a avea, în a fi. Asta este partea delicată a dependențelor, că dependențele sunt așa ca o încrângătură care este băgată în multe aspecte ale vieții omului respectiv. Și da, aia nu trec atât de ușor. Și um, odată ce începe să vadă beneficiile, adică ce a învățat, ce lecții a avut, sufletul lui cum a evoluat, ce a câștigat, e un lucru și un pas foarte mare în a ridica conștiința respectivă într-un plan în care să poată să vadă câștigurile și să-și dea seama câte lucruri benefice a adus în viața lui pe calea aceea. Conștientizează lecțiile. După care vine lucrul terapeutului de a uh, face, de a instala acea cunoaștere că toate acele lecții sunt ale omului, sunt acolo și fără să mai existe această dependență, această substanță, această, acest comportament, ele rămân acolo. Sunt ale lui și nu le ia nimeni la o parte. Și omul este, instala, este învățat în ființa aceea umană, este învățată în toate structurile sale și liniștită cumva partea mentală că toate acele beneficii rămân. Și poate să păstreze beneficiile și poate să meargă în drumul lui cu toate acele câștiguri la nivel de a fi, de a face, de a avea, fără să mai fie necesar mecanismul dependenței. Pentru că nu e el, exact cum vorbeam mai devreme, nu mecanismul dependenței îi creează acele câștiguri, ci acele câștiguri le are deja în el. Apoi, orice dependență, orice situație dintre asta a creat o karmă, a creat un, o sumă de uh, semințe care s-au pus, adică prin fiecare alegere, a, la fiecare alegere de a folosi substanța, de a, de a implica pe mine, pe tine, pe cei din jur, pe, uh, adică până și în povestea vânzării de droguri, există unul care vinde, există unul care cumpără, există unul care îl fabrică, există unul care... Distribuie, există un altul care suferă lângă cel care a consumat droguri. Adică este o karmă întreagă care se creează acolo, în momentul în care un om face o alegere. Și acea karmă trebuie curățată. Acea karmă trebuie înțeleasă și trecută mai departe. După care, odată ce omul are această așezare în el, a faptului că toate acele beneficii rămân și că este învățat că poate să ajungă la ele și altfel, urmează o mare, mare curățenie. Se curăță. Se curăță contractele cu cei care au întreținut dependența. Se curăță contractele prin care am creat dependența. Și, bineînțeles, că un om dependent atâta față el a fost îndemn, a, a, creat dependența în sine, dar pe de altă parte a creat contexte în care a creat dependența și în alții adică hai vino și tu, bea și tu cu mine hai de ea și tu, uite ia și tu o țigară am ajutat și pe altul ca să-și trăiască dependența prin prezența mea bineînțeles la nivel de energie sunt fel de fel de Atașamente, stringuri, cârlige, blesteme, binecuvântări legate de, de dependență, energetic vorbind, e o întreagă țesătură țesută în jurul acelei persoane care cultivă această stare după care se face curățenie legat de locurile în care am întreținut respectiva dependență. Liberarea de jurăminte, de legăminte, ștergem, completăm contractele, completăm promisiunile, jurămintele pe care le-am făcut cu alții, cu noi înșine, cu Dumnezeu. Bineînțeles că mai sunt și blesteme, mai sunt și legături cu persoane, cu locuri. Și Asul care urmează, deci odată ce se face curățenie în jurul meu, pe de altă parte se curăță egregorul. Eu ca prezență în lumea asta, am un egregor, am o, o formă de energie, o formă gând pe care eu o întrețin despre mine prin gândurile, vorbele, faptele mele, dar și ceilalți o întrețin, adică soția care vorbește despre soțul care este alcoolic, familia care vorbește, vecinii, toată lumea pompează energie într-o imagine despre acea persoană pe care cu toți o cunoaștem și toți o întreținem și toți o verbalizăm și toți o susținem ca existență, ca realitate. Cum ziceam că există o înțelegere și o, o, un substrat dintre ăsta profund, unde de așa, de câștiguri. Și cei din jur au un câștig de la faptul că un om are experiența. Asta. Și atunci trebuie curățate entitățile formă gând, gregoarele, curățate spiritele, entitățile care sunt agățate de aceste persoane care trăiesc în aceste stări. Ștergerea tiparelor, amintirilor legate de, de dependență. Vine partea de lucru pe receptorii celulari. Corpul în sine are o mulțime de um, legături la nivel fizic. Substanța aceea care vine în corp creează. Un soi de dependență la nivelul celulelor, care au receptor celular pentru acea dependență, care trebuie închiși. Să locuiesc cu un receptor de iubire necondiționată, de exemplu. Emoții. Evident că sunt foarte multe traume, drame, suferințe asupra mea însumi și asupra celor din jurul meu, pe care... Vreau să cer să se curețe și prin energia toate creatorului, cer să se curățe aceste suferințe din toate timpurile, în toate dimensiunile, în toate planurile. Și instalăm că este posibil ca omul respectiv să trăiască fără sucola emoțional. Evident că vom avea de făcut o vindecare a relațiilor, relațiile din viața aceasta și poate mai multe vieți în urmă, pentru că. E posibil, aici trebuie făcută o explorare, ca acest pove această poveste a dependenței să vină cu mine dintr-o viață precedentă. Și acum vreau să vindec relațiile și vreau să fac un proces de iertare cu toate sufletele pe care le-am, au fost implicate în această poveste. Și... Cerem vindecare, cerem ca, um, facem un proces de iertare între mine și sufletele implicate, le mulțumim pentru tot ceea ce ne-au sprijinit să învățăm, le mulțumim, le trimitem iubire necondiționată, facem recuperarea părților de suflet între mine, cel afectat de dependență și ceilalți. Bineînțeles că avem copilul interior, copilul din pântec, sufletul rănit, ne iertăm pe noi înșine pentru ignoranța pe care am avut-o atunci când am ales acea cale și lucrăm pe nivelele de convingeri, lucrăm pe ideea că sunt dependent de, se curăță această idee și se înlocuiește cu sunt lumină și iubire, sunt pace și bucurie interioară, sunt relaxare, sunt, se instalează toate acele stări, toate acele beneficii pe care omul le are, se pot instala din perspectivă divină, fără să mai fiu eu nevoit să trec prin experiențele astea pe care eu le-am asociat ca să ajung la stare, ci pur și simplu sunt învățat din energia toate creatorului că sunt toate alea și sunt în mine și știu cum să le accept, accept să le accesez. Cerem vindecare completă, și instalăm în final că știu cum să trăiesc fără dependență. Fără dependența de. Și partea finală, cumva, care transcede toată această poveste, este de a cere, într-o meditație, a cere perspectiva divină asupra um, evenimentelor, situațiilor pe care le-am trăit și în care eu am crezut că am nevoie de acea experiență. Am crezut că am nevoie de această experiență, și am zis că este soluția în viața mea, după cum am pornit în discuție. Am, am o situație de viață, am o, un zbucium, o, o situație, și cred că pentru situația aceea, soluția este asta. Și acum cer din perspectiva toate Creatorului acea vedere asupra lucrurilor, acea percepție nouă în care să-mi dau seama că există și cu totul altă perspectivă, se poate și cu totul altfel. Și de acum, succes în a trăi toate acele stări, toate acele beneficii, fără dependență. Și acest lucru se face folosind Theta Healing, am punctat pașii urmăriți, adică este o, un uh, parcurs destul de complet care trece prin toate. Bineînțeles că în Theta Healing cerem de fiecare dată ghidare, călăuzire, sprijin din energia divină și atunci apare un mesaj despre ce anume e de lucrat și cum și ordinea și ritmul și când și în ce fel cu persoana... Cum vorbesc ca terapeut cu persoana care a venit la sesiune. Poate să dureze 2, 3, 5, 6, 10 ședințe, depinde, bineînțeles, de ritmul de deschidere a omului, de dorința lui, de ritmul pe care este capabil în momentul acela să-l um, accepte al transformării. Și este absolut în regulă. Adică, nu este o. Nu, este, nu ne grăbim nicăieri. Până la urmă, ritmul în care vine vindecarea este exact ritmul potrivit pe care poate să-l accepte persoana în cauză. Și am făcut și acest lucru, că am grăbit procesul și am ajuns la concluzia că nu e ok. Adică eu, ca terapeut, sunt din ce în ce mai înțelept să citesc, să înțeleg omul și să-i respect ritmul. Și e ok. Fiecare este exact cu povestea lui, cu ritmul lui, cu înțelegerea lui, cu deschiderea lui, conștiința lui și lucrurile până la urmă, după cum ziceam, au așa o o țesătură așa de fină și atât de legate sunt unele de altele, încât e posibil ca pentru binele, nu doar al ființei respective, și pentru binele tuturor, lucrurile să meargă chiar în ritmul ăla în care merg. Deci aceasta este partea în care am vorbit despre abordarea prin teta healing și cum se poate face lucru cu o dependență. În general, cred că e provocator să lucrezi cu tine sus, dar cred că e și asta o soluție. De unele situații alegem ca eu am o situație, de exemplu, dependența de. Bărbatul de lângă mine, de omul care sunt în relație, dependentă de părerea lui, de aprobarea lui, de răspunsurile, de deciziile lui. Sau sunt dependentă de uh, alcoolul lui. Într-o vreme era o perioadă în care, uh, când ajungeam acasă, voiam să beau un pahar de vin, un pahar de vișinată, un pahar de ceva. Și lucrurile astea se întâmplau în fiecare după masă când ajungeam acasă. Astfel încât, nu, nu bea mai mult de un pahar. Cantitatea pe care o beam era, puteți să zici, mică. Dar ceea ce m-a pus pe gânduri și m-a speriat a fost faptul că era ca un soi de dorință mereu prezent acolo. Adică și astăzi, și mâine, și poimine, și poi mâine și așa. Și m-am întrebat, zic, oare asta nu cumva o fi o dependență? După care mintea mea a luat-o pe filiera aia să vedem, a, păi la noi în familie, de fapt, atâta lume a consumat. Și am toate uh, susținerea, toată contextul ca să pot să fiu și eu dependentă. Oare sunt dependentă? Dacă sunt dependentă, ce ne facem? Dacă sunt dependentă, deja mintea crea niște scenarii dintre astea în plus despre catastrofele care urmează să vină. Și răspunsurile erau cumva așa. Deci dacă era în fiecare zi, înseamnă că parcă seamănă dependență, dar pe de altă parte mă puteam opri. Mă puteam opri, mi-am zis eu, după o cantitate mică, care dădea așa doar o stare de bine, e, e, e atâta, dar totuși nu mă puteam opri pentru că în fiecare zi făceam alegerea să da decât să nu. Deci, aparent, totuși nu mă puteam opri. Faptul că nu consumam o cantitate foarte mare care să mi facă foarte mult rău, era poate o sămânță bună a mea, că eram capabilă să mă opresc aici și nu mai încolo. Dar nu mă puteam opri. Deci, lucrurile sunt foarte tulbure așa și uh, pasul ăsta e foarte delicat și foarte fin în care să zici, mă, chiar am o problemă în care omul se vede pe sine care o problemă, chiar e o mare realizare și un o... ceva care vine ca o grație divină dintr-un fel, dintr-o de undeva. Bun, și atunci o să vă povestesc cum am ales să fac asta cu alcoolul, pentru că nu neapărat am aplicat algoritmul de aici, din Teta Healing. Am aplicat o altă soluție despre care vorbesc mai încolo și o să punctez atunci, așa o să am amintim. Um, alte dependențe. Dependența de. oare sunt dependentă de cafea, pentru că în fiecare dimineață când mă scol beau cafea, sau e alegerea mea să beau cafea. Și nu e o dependență acolo. Mm, și până la urmă, de fapt, răspunsul pe care mi l-am oferit la multe dintre situațiile astea a fost prin uh, recontextualizare și reamintire ce înseamnă, de fapt, realitatea, ce este, de fapt, uh, înțelegerea corectă a realității. Deci, uh, de exemplu, partea cu paharul de vin mi-am amintit mereu și mereu și mereu, am exersat pe acea chestie, zic, bun, am ales să te beau, dar știu. Că nu în tine stă starea de relaxare. Știu că starea de relaxare este în mine. Și te beau. Te beau. Nu știu de ce te beau. Te beau că te beau. Dar știu că starea e în mine, nu e în tine. Deci mama linia cu adevăr. Cafeaua. Am ales să o beau. Dar știu că nu în tine stă dimineața relaxată, starea de energie, starea de bine. Te beau că îmi place de tine, ești ok. Îmi place gustul. Ne-am îmi reamintesc mereu și mereu, cu fiecare în gură, că starea, energia, starea de trezie, starea de bine, este în mine, nu este în ea. Și în felul ăsta, de fapt, am oprit partea destructivă a obiceiului. Partea destructivă vine, de fapt, din în momentul în care conștiința nu mai este aliniată cu adevărul, și anume că eu sunt lumină, eu sunt iubire, eu sunt înțelegere, eu sunt armonie, eu sunt Relaxare. Eu sunt. Asta e adevărul. În momentul în care zic uh, relaxarea este în vin și starea de bine este în cafea, în momentul ăsta m-am aliniat exact invers decât câmpul. Sunt contra câmpului și automat sunt în direcția care mă va distruge, nu mă va sprijini. Deci, asta a fost partea în care am prezentat cum se lucrează cu Theta Healing și ce face un terapeut Teta Healing când vine vorba despre a lucra pe o dependență. Continuăm cu următorul material în care vorbim despre PIX și înțelegerea corectă a realității și cum putem să ne relaxăm și să învățăm să primim acele stări, acele situații, acele experiențe minunate altfel decât pe calea dependenței și vorbim de sutra șlefuitorului de diamante, de legea carmei și de plantarea de semințe. Urmăriți următorul material. Eu sunt Adriana Păunescu, sunt consilier de dezvoltare spirituală și sunt și instructor și terapeuteta healing. Mă găsiți pe www.adrianapăunescu.com și aici pe canalul de YouTube Be Attitude pe care urmăriți aceste materiale.